Încercând să explic pentru cine nu cunoaște, deși nu prea cred eu că lumea nu știe ce înseamnă monitorizare, de ce și pentru ce facem monitorizare? De ce credeți că se face monitorizare? De ce avem nevoie de monitorizare? Pe aproape. Principalul motiv pentru care se folosește, pentru care vrem să folosim monitorizarea și să o aplicăm și să o facem așa cum trebuie, este, și acum Petre o să mă înjure că i-am furat o poză care o voia el să o folosească. El m-a învățat de asta. În principiu, de ce? Ca să știm, ca să cunoaștem, ca să dovedim ceva. Deci, în principiu, vine ce urăsc eu cel mai mult la clienți interni sau externi, că sunt de ambele feluri, într-o companie, este vine la mine și îmi spune, știi, mi se pare că X nu merge. Asta cu mi se pare Eu mă uit în sistemul de monitorizare și spun fuck off. Sau îi spun da, ai dreptate, da, nu merge, uite aici graf. Sau într-adevăr ți se pare că nu merge. La mine îmi spune că merge. Cu niște steluțe pe care o să le dezvoltăm. Bun, ăsta a fost momentul de fan. Primul pas pentru care vrem să facem monitorizare. Pentru automatizare. Ce vreau să spun cu acest lucru? Un bun sysadmin e un sysadmin leneș. În sensul că ar trebui să întâmple cât mai multe lucruri fără ca el să muncească efectiv. Dar ca să întâmple lucruri, acele lucruri trebuie pornite sau, stai să mă englezesc un pic, trigăruite, așa, de către ceva, de către, așa, inițiat, mulțumesc, bine, inițiată de ceva. Cine? Dar nu se inițiază, le punem un cron să pornească la delta T nu știu ce. Da, reboot, de exemplu. Nu. Sistemul de monitorizare detectează că ceva nu e în parametrii acolo și inițiază o acțiune. Auditare este ce vorbeam mai devreme, în care cineva vrea să fie convins că lucrurile merg chiar așa cum trebuie. În speță, trebuie să putem arăta ce buni, cât de buni am fost sau cât de răi am fost. Adică merge sau nu merge și în ce fel merge. Capcane la treaba asta. Monitorizăm parametrii relevanți? Adică da, vrem să știm dacă merge website-ul, dar de fapt noi monitorizăm temperatura serverului sau mai rău temperatura de afară. Putem să monitorizăm tot. Nu există așa ceva. N-ai cum să monitorizezi tot. Și atunci trebuie să-ți alegi parametrii relevanți ai monitorizării. Relevanți pentru linia ta de business. Linia ta de business, să zicem, este să hostezi website-uri. Păi trebuie să vezi că mașinile sunt în picioare, că ai net, că site-ul se încarcă în parametri X, etc., you name it. Cât de scalabilă e monitorizarea? E, aici e the tricky part. Îți faci un sistem de monitorizare și la un moment dat începe să-ți dea rateuri pe motiv că trebuie să monitorizeze prea multe sau prea, nu știu cum să spun, dă rateuri în sine monitorizarea din diverse motive și acum ajungem la partea asta cu cine monitorizează monitorizarea.
Din păcate, oricât e de mult i-ar plăcea lui Petre să ne înlocuiască pe toți cu un small shell script, nu se poate chiar așa. Chiar mai trebuie să ne mai uităm și noi pe ce se întâmplă acolo. Cam asta e treaba cu monitorizarea. Am zis că nu o să vă țin mult. E doar o introducere la carnea care va fi mai încolo. Dar, ca și, să spun așa, o bomboană, asta cu monitorizați, ne duce de foarte multe ori cu gândul la diverse agenții cu 3 litere, sau 4. Și bomboana care am vrut să o aduc a fost că nu credeți tot ce scrie în ziare. În sensul că da, există monitorizare la nivelul respectiv, însă din câte știu și din câte pot să vă spun, din fericire pentru noi, instituțiile abilitate ale statului român nu sunt chiar atât de dezvoltate pe cum le-ar place să creadă. Mă rog, este o informație privată, așa. Și nu o să vă spun pe aia cu, dacă n-ai ce să ascunzi, n-ai de ce să te ferești, că nu este corect. Nu este corectă, dar până una alta, luați-vă măsurile de siguranță, ca să spunem așa, normale, gen, haideți să folosim cu toții conexiuni SSL și așa mai departe, dar nici nu e nevoie să fiți extrem de paranoici. Cam atât. Restul, carnea... dacă sunt întrebări, deși la ce am spus, mare lucru, nu văd ce întrebări, că probabil întrebările vor veni efectiv la cine o să prezinte ceva de monitorizare, că eu v-am spus povești aici. Dar am vrut să fac o introducere frumoasă la toată chestia asta, care pare a fi, din păcate, ultimul lucru făcut într-o companie, deși ar trebui să fie printre primele, în sensul că cei mai mulți manageri consideră că repede să scoatem produsul pe piață, dar nu acordă întotdeauna resursele necesare pentru partea asta să se asigure că produsul rămâne în picioare și după ce l-am aruncat to market, așa să zic așa. Ce faci? Le stochezi, că pentru aia îți trebuie auditarea. Dar, hopefully, nimic. În cel mai bun caz, care îl doresc la toată lumea, nu faci nimic cu ele. Decât cel mult, niște rapoarte de ce bune am fost noi. Nu există, nu, am spus, ăsta este cazul ideal. Deci cazul ideal este nu faci nimic cu ele. Cazul mai puțin ideal, în principiu, regula ar fi că ar trebui să te ajute să determini cauza de la care a plecat totul. Root cause analysis și așa mai departe. Pentru că să se ajungă la îmbunătățirea continuă a activității. O dăm în astea? E ok. Altcineva? Când face un om incident report, pentru că data viitoare nu se va întâmpla, pentru că va fi foarte greu să facă incident report. Nu, mai este, dar asta între băieții răi, mai este un lucru la care pot fi folosit, dar n-am vrut să o spun prima oară, dar așa.
blame shift. I have graphs and charts. Fuck off. Vă mulțumesc. Un singur lucru aș vrea să mai completez, n-are legătură efectiv cu monitorizarea. Unul din motivele pentru care am făcut această prezentare, care a fost light așa și fun, sper, și așa mai departe, a fost ca să arăt că nu e greu să facă cineva o prezentare. Asta e tot una din marotele lui Petre, care se plânge că nimeni nu vrea să prezinte. Sincer, mie dimineață aveam pregătit o prezentare foarte frumoasă cu 25 de slide-uri, cu poze, cu tranziții, cu tot. Acum mi-am mâncat câinele prezentarea. Așa, și astăzi, printre picături, a trebuit să fac și eu astea 3 slide-uri care să mă gândesc ce să mai zic acolo, că na, am și băut aseară și eram cu capul mare. Deci nu este greu să faci măcar o prezentare de introducere a subiectului respectiv. Și cred că și ajută la self-esteem așa și la... Haide să fim un pic egoiști și să spunem că, mă uit la ăștia mai tineri și mai care nu prea-i cunosc așa, a sta în fața unui public te ajută. Te ajută foarte mult, pur și simplu, ca și exercițiu, într-o comunitate, într-o societate. Pur și simplu să poți să-ți exprimi ideile. Nu e nicio problemă dacă nu-ți găsești cuvintele întotdeauna, dacă cineva mai face o glumiță, nu-i nimic, este o experiență. Exact. Practice makes perfect. Și acum chiar zic mulțumesc și las și pe ceilalți.